Doar de acum 40 dacă de tot ai vorbit de federație și de Mihai Stoichiță și de loturi, ce facem cu contractul lui Edi Iordănescu? Păi o să-l facem. Îl faceți? Da. Până în euro? Păi cred că da. Aici nu, e o... un dialog direct între președinte și secretar. Da, și la apropo... inteligența lui Edi și la ce grupa a reușit să formeze, chiar dacă nu va rămâne la federație, el tot va rămâne. Mă înțeleg ce vreau să spun. Fiindcă a creat o atmosferă în cadrul lotului extraordinar și nu o să strice. Dar nu există niciun... Am văzut că mai apărut anumite informații, nu există niciun niciun diferent sau... un refuz din partea uneia dintre părți în acest moment între Buleanu și Edi Iordănescu, pentru că ei doi sunt cei care discută personal și tet-a-tet tot ce se va întâmpla. Probabil că vor avea, din ce informații avem și noi la Fanatic, vor avea o nouă întâlnire după Paști, undeva după 5-6 mai, mai ales că în aceste zile, ce povesteam și noi azi în emisiune, Edi Iordănescu este concentrat mai mult cu... veștile care vin, bombardat de știrile negative care vin din toate părțile. Moruțan accidentat 6 luni, Mitriță accidentat, Florinel Coman leziune musculară, Screciu, ai văzut ce ne povestea și Sorin Cârțu, probabil s-a greșit diagnosticul, așa că sunt o grămadă de variante care cad așa una câte una pentru selecționerul Edi Iordănescu. Vă spunea și pe timpul emisiunii, are o listă de 35 de jucători din care se va alege lotul de 26. Dar în afara jucătorilor care nu prea evoluează. În afara jucătorilor care nu prea evoluează. Probleme. Exact, exact. În afara celor care